Mai mulți deputați democrați și foști angajați ai Ministerului de Interne vor fi adăugați de Comisia de Anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional. Audierile vor avea loc pe data de 8 octombrie în legislativ. Președintele Comisiei, deputatul Mihai Pupșoi, a menționat că vor fi audiați deputații Vladimir Cebotari, Serghei Sârbu și Igor Vremea. La comisie vor fi chemați și vicepreședintele Partidului Democrat, Alexandru Cauia, ex-secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Simeon Carp, fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cafcaliuc, etc. Mihai Pupșoi a anunțat că comisia va veni cu un raport detaliat despre situația din 8-14 iunie 2019 până la finele anului, iar pe parcursul lunii octombrie vor fi audiați foști miniștri din guvernul Filip, dar și foștii magistrați de la Curtea Constituțională.